Toată viața învățăm. Toată viața avem ceva de învățat dacă ne dorim. Toată viața putem să învățăm pe cei din jurul nostru să facă lucrurile poate diferit sau poate într-un mod creativ. Astăzi vorbim despre provocările învățării, despre viața așa cum vine ea, dar și de posibilitatea de a da celor din jur, din experiențele tale, din a-i încuraja să devină poate mai bun decât ai fost tu la un moment dat. Și vorbim astăzi despre acest subiect alături de o doamnă antreprenor, mămică, și o femeie care și-a asumat un drum provocator, un drum plin de noutăți, un drum al tehnologiei și al modificărilor de zi cu zi pentru a învăța pe cei care doresc să se specializeze în domeniul IT-ului să devină cei mai buni în zona lor de expertiză. Iuliana, îți mulțumesc foarte mult că ai venit astăzi aici. Iuliana Anton, antreprenor, mămică, entuziastă, bucuroasă și cu un suflu nou în zona aceasta a IT-ului, o zonă care poate e considerată de multe ori o zonă mai restrictivă în zona aceasta de învățare, pentru că trebuie să știi, nu? Limbaj, tehnic, trebuie să știi multe lucruri. Iuliana, de ce ai ales tu zona aceasta a antreprenoriatului și în special mă refer aici la școala pe care tu o ai, OneSome IT, o școală de învățare pentru cei care doresc să se specializeze în zona informaticii? În primul rând, mulțumesc pentru invitație și cred că entuziasmul se ia așa, îl preiau de la tine de fiecare dată și interacțiunile noastre mi sunt foarte, foarte dragi. Am ales IT-ul pentru că îmi place foarte mult și pentru că e un domeniu de viitor și foarte multe dintre proiectele pe care le-am lansat sunt conectate cu această zonă. Eu cred că trebuie să faci ceea ce iubești, ceea ce ți-e drag, ca să-ți iasă bine. Câți ani de antreprenoriat ai? Din 2014 și în IT din 2003. Știu că înainte ai făcut și altceva și nu a fost antreprenoriatul cu siguranță. Ce te-a convins să mergi în zona aceasta? A fost o zonă de căutare de sine. Și la 40 de ani am început eu antreprenoriatul. Și foarte mulți dintre cursanții noștri la OneSome, cum sunt la vârste din acestea în care se caută și schimbă domeniul și au niște realizări extraordinare. Am făcut foarte multe lucruri și foarte multe proiecte pentru alții și m-am gândit că pot să fac de asta dată și pentru mine. Și în momentul în care m-am apucat să fac, creșteau așa ca pâinea caldă. Am făcut mai multe lucruri, prima dată am pus agenție de recrutare, It's Wise, apoi Dev Experience și al treilea proiect OneSome și au crescut toate în paralel foarte frumos, au dezvoltat foarte bine. Cum ai adunat mentorii, profesorii sau cei care sunt traineri în cadrul școlii tale? Cum i-ai selectat? Uite, noi aplicăm un criteriu foarte, foarte special. Și avem nevoie în OneSome, în mentorat, de oameni cu drag de oameni. Asta e criteriu și asta dă rezultate. În mentorat vin oameni care, așa cum ziceai la început, vor să rezolve lucruri, dar vin din generozitate, din drag de om. Au învățat, poate ei, în format autodidact, pentru că n-au avut, la momentul în care se pregăteau ei să intre în IT, n-au avut astfel de școli cum e OneSome, în care cu mentorat și foarte multă practică pe bune și cu sprijin de la oameni care sunt profesioniști în IT, cu foarte mulți ani experiență în spate, să primești fundament, să te așeze corect, să-ți pună bine bazele, ca apoi să poți să crești și să pui tu, nu știu, noi tot facem comparația cu o casă. Dacă casa are structura bine pusă la punct, pui câte etaje vrei tu. Dacă structura nu-i bine pusă la punct, o să se clatine și un etaj dacă pui. Da? Și o să-i cadă și acoperișul dacă ceva e compromis la bază. Nu fă compromis când te apuci de învățat. Învață de la cei mai buni și ai să reușești. Și în mentorat câștigi repede timp. Foarte, foarte repede câștigi timp și îți pui fundament foarte bine. Asta a fost soluția OneSome.
IT-ul iese de viitor din toate perspectivele și în tot ceea ce cumulează el, pentru că el, bineînțeles, poate fi adaptat oricărei industrie. Astăzi suntem dependenți de calculatoare, de telefoane, de tot felul de sisteme de comunicare online și așa mai departe. Dar nu toată lumea înțelege sau se simte apropiat de zona aceasta. Care sunt câteva din motivele pentru care oamenii aleg să vină la voi și să-și schimbe macazul vieții? Păi uite, spre exemplu, în pandemie foarte mulți oameni au ales să vină la OneSum pentru că am văzut ce înseamnă să nu ai un site, spre exemplu, dacă ești un antreprenor, ce înseamnă să n-ai un site și să nu poți să ajungi la clienții tăi sau clienții tăi să nu poți să ajungă la tine. Și atunci ai dreptate, e digital filozofia, e all around asta. N-ajungi tu către IT? Sigur ajunge IT-ul la tine, adică eu nu pot să numesc un domeniu pe care nu-l impactează. Ce o să automatizăm mai greu sau poate chiar deloc și sper eu deloc? Zona creativă, da? Te mă gândesc, am văzut tablourile tale spectaculoase de pe pereți, cel din Rășină m-a impresionat foarte mult, e ăla nu o să-l poată face o mașină, dar dacă tu, să zicem, poți să iei o foaie A4 și să scrii frumușel ce faci în decursul unei zile, în câțiva pași, să zicem 10 pași, așa ipotetic, cea o mașină va veni să facă ce faci tu. Dar asta nu trebuie să te sperie, trebuie să te bucure, pentru că îți dă timp să înveți, îți dă timp să fii creativ, te scapă de munca aia de rutină, da? Și cu rutina trebuie să fim așa sinceri cu noi, nu-i nimeni mulțumit. Cine vrea să facă același lucru de fiecare dată și în fiecare zi? Nu, nu ne trebuie creativitate și că asta ne bucură. Și pentru asta trebuie să învățăm și trebuie să ne punem tot timpul abilități noi. Și abilitățile tehnice, din punctul meu de vedere, vor trebui să existe în bateria de bază a fiecărui om. Cum e să fii mamă de gemeni? E foarte, foarte frumos. Uite, asta e partea de care îmi place cel mai mult să vorbesc. Pentru că eu am fost singură la părinți. Sunt singură la părinți, că nu mai am nicio frate, nicio soră. Și în momentul în care am auzit că voi avea gemeni, m-am bucurat foarte tare. Am simțit eu așa că Dumnezeu mi-a dat un dar. Și chiar așa au fost. Ștefan și Matei sunt un dar pentru care nu pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu suficient. În fiecare zi descoper și acum când se conturează și mai fain, sunt adolescențe, caută și vin și întreabă și e spectaculos. Îmi dau seama, mă regăsesc pe mine în ei și încăpățânarea mea și atunci când mă regăsesc, mă dau deoparte așa sau îmi mai domolesc ritmul pentru că tatăl meu n-a făcut asta. Și îmi dau seama că nu o să ducă, lasă-l în pace, că vine el și când vine el e altfel. E foarte frumos, foarte. Eu mi-am dorit o familie foarte numeroasă, pentru că am fost singură și îi vedeam pe prietenii mei, sunt născută la țară eu, și acolo familiile numeroase erau multe. Și eu simțeam că în momentul în care de pe zona, așa ziceam noi, adică în fața porții, erau parte de iarbă până începea strada și când plecam de pe zonă în curte, la ei se continua joaca și la mine se oprea. Și atunci am zis, eu o să am mai mulți copii, ca ei să poată juca și după ce se termină joaca împreună. Și așa a fost. Care sunt câteva din avantajele de care te bucuri, având în vedere că ești singura femeie din casă acum? Da. Avantaje de care mă bucur. Uite, nu m-am gândit niciodată. E grea întrebarea asta, să știi. Ce pot să zic? Am avantaj să duc gunoiul. Da. Bine, e foarte, foarte interesant asta, avantaje. Păi, nu. Când ești... sunt sigură că în momentul în care îi văd venind cu flori, sunt pentru mine, da? Asta e un avantaj, să zicem. Și apoi, dacă vorbesc urât între copiii mei, spre exemplu, când intru eu în casă, zic, ups, am crezut că suntem singuri, da? Deci nu vorbesc urât față de mine. Și, nu știu, e, dacă standri știu că e despre mine, da? Există și zone din asta când ești singura femeie în casă, când te poți bucura.
Copiii tăi sunt la vârsta adolescenței, o vârstă a căutărilor, a întrebărilor, o vârstă în care sunt schimbări de la o zi la alta. Care ar fi câteva lucruri pe care tu, ca mamă sau ca soție, ți le dorești să le vezi în ei, ca viitori bărbați, viitori cavaleri care își asumă un drum, care poate se vor îndrăgosti mai devreme sau mai târziu, vor dori să înființeze o familie sau nu, depinde de drumul fiecăruia. Care ar fi câteva lucruri care ți le dorești pentru băieții tăi, viitori bărbați? Mi-aș dori să fie responsabili. Asta e un lucru foarte important. Mi-aș dori să fie, deși sunt bărbați, mi-aș dori să înțeleagă puterea vulnerabilității. Mi-aș dori să comunice, să-și comunice emoțiile, că și bărbații au, și să și le înțeleagă, să le sesizeze în ceilalți, să comunice bine, da? De obicei, comunicarea e atribuită mai mult femeilor, dar eu am văzut că comunicarea e soluția multor lucruri, să zicem așa, mai provocatoare. Deci mi-aș dori să comunice bine. Mi-aș dori să fie adevărați cu ei și să nu se trădeze pe ei. Mi-aș dori să respecte femeia și să crească frumos, oameni, ca oameni frumoși, așa, să aibă valori, să creadă în toate lucrurile pe care le fac, să nu facă lucruri în care ei nu cred. Că doar atunci o să reușească să pună energia necesară ca un lucru să reușească. Adică cam tot. În momentul în care crezi în ceea ce faci, n-ai cum să nu reușești. N-ai cum. Și să aibă capacitatea să învețe din necazuri. Necazurile ni-s date ca noi să fim mai buni. Să nu e cocoșeze necazurile când vin, că ele vin, dar sunt oportunități, să le vadă ca oportunități de creștere. Te-ai văzut sau cum se vede Iuliana în rolul de soacră cu două nurori? O, tare relaxată. am să încerc să fiu o soacră modernă, dacă se poate, și să le spun dragilor mele nurori că eu am tăiat cordonul umbilical dintre mine și băieții mei foarte devreme, că îi vreau independenți și că ei trebuie să fie ei doi fericiți, adică nu sunt responsabil de fericirea mea. Și tot ce pot eu face să-i văd așa, voi face. Mă bucură foarte mult această veste a tăierii cordonului umbilical, pentru că mămicile de băieți sau tind să fie mai protective, să aibă impresia că nora oarecum intervine între relația ei cu fiul și așa mai departe. Revenim la zona de IT, pentru că dacă tot am vorbit oarecum de diferențele și dorințele tale pentru bărbați și pentru femei, cum vezi femeile și bărbații în zona aceasta de IT? Este o lume dedicată sau mai ușor de integrat pentru bărbați, pentru că se consideră că ei sunt mai atenți către logică sau către zona aceasta tehnică, că o au în sânge, sau din contră, femeile fiind mai intuitive, mai dornice de învățare, chiar fac echipă mult mai bună și dezvoltă proiecte frumoase. Cum vezi tu această zonă? Poate că la început, uite, mă gândesc la început 2003, 2004, 2005, erau mai mulți băieți, mai puține fete, însă acum n-aș spune că e o lume a bărbaților sau o lume care nu e deschisă către femei sub nicio formă. Nu sunt, am cunoscut și știu femei arhitect, deci poziții, roluri foarte tehnice, care sunt splendide, programatori extraordinar de buni, femei. Lumea IT-ului e foarte dinamică și inovarea e la ea acasă. Rolurile, sunt foarte multe roluri creative. Uite, sunt roluri în care e nevoie de o atenție la detaliu deosebită și mă gândesc la partea de testare, unde femeile sunt extraordinar de bune, foarte serioase, foarte atente la detaliu, foarte curioase și sunt
multe acolo și se descurcă foarte bine. Nu mai este despre bărbați și despre femei, ci e despre dinamism, despre dorința de a impacta cât mai mult și de a schimba lumea asta, că asta face IT-ul. O impactează și o schimbă în bine. Noi ne dorim cu aplicațiile pe care le creăm să facem viața omului de zi cu zi mai bună. Băieții tăi își doresc să urmeze o carieră în IT? Ei sunt la liceu de informatică acum. N-aș zice hop până nu sărim toate gardurile și eu le-aș da libertatea să-și urmeze și să-și creeze și să viseze ei pentru ei, să nu intre în papucii nici a mamei și nici a tatălui. Uite, spre exemplu, acum sunt fascinați de basket și Matei este convins că el va ajunge un basketbalist celebru și eu zic să dăm examen de clasa 8-a și după... Da, nu știu, au fost foarte încântați, au făcut câteva cursuri la OneSum și lucrează cu mentorii din OneSum și s-au dezvoltat foarte frumos și au văzut la ce e bună informatica asta, că ei credeau că trebuie să facă numai probleme de pe Bubuie Info și când au făcut primul site am zis, wow, dar ce tare e! Deci tot partea de practică și tot învățarea altfel i-a convins și din cauza aceasta am și pus cursuri pentru elevi și adolescenți, pentru că Drive a fost o mamă care are doi adolescenți care trebuie să învețe prin practică, trebuie să învețe altfel și îmi doream foarte mult să schimb mindset-ul din utilizator în creator. Și atunci am pus un curs de game development cu JavaScript la punct în OneSum cu niște mentori deosebit de pasionați și foarte, foarte buni. Și au făcut și băieții mei și vreau să spun că în momentul în care au făcut primul lor joc, când l-au construit, senzația a fost și experiența a fost total diferită și s-au jucat jocul pe care l-au făcut ei și a fost mult mai ușor să-i conving, da? Decât nu te jucate. Ba da, joacă-te, dar creează tu mai întâi. Joacă-te cât poți, dar fă tu jocul. Eu nu sunt neapărat cunoscătoare sau nu am avut pregătire în zona aceasta IT-ului, poate și dintre cei care nu urmăresc nu se simt foarte apropiați de zona aceasta pregătirii în zona de IT. Prin cursurile pe care le oferiți, aveți și cursuri deschise amatorilor? Nu neapărat celor care vor să urmeze o profesie în IT? Poți să-mi dai câteva exemple? Sigur că ce da. Ce ar fi util să facem, având în vedere că societatea de astăzi oricum ne împinge în zona aceasta a tehnicii? Sigur că da. Cursurile de intro în programare, IT beginner, sunt destinate celor care vor să-și crească abilitățile pe partea de IT și nu neapărat să intre în IT. Dar pe de altă parte sunt foarte mulți care nu vor să intre în IT, ci vor să folosească acest knowledge, această cunoaștere pe care o capătă în OneSum și să-și îmbunătățească jobul zi de zi. Am avut foarte mulți oameni care au vrut să-și facă aplicații și să le folosească în domeniul în care acționau. Poți să-mi dai câteva exemple? Sigur că da. Era o persoană, un inginer, care făcea niște matrițe și își dorea să eficientizeze programul personalului pe care îl folosea în așa fel încât cu oamenii, cu echipa pe care o avea, 10-12 oameni avea, să poată să ia cât mai multe proiecte. Și a venit la noi la OneSum și și-a creat această aplicație. Sau, spre exemplu, sunt persoane care au câștigat proiecte pe fonduri europene și aveau nevoie de knowledge pe IT. Și-au făcut niște aplicații și au venit și și-au pus aceste abilități pentru că nu puteau altfel. Cât de importantă este limba engleză în această zonă și dacă sunt necesare cunoștințe și de alte limbi străine? E importantă limba. La ce nivel ar trebui să fie? Aș spune că pentru a reuși în IT un B1 plus la limba engleză este un nivel de dorit. Okay. Asta alte înseamnă limbi? Să poți să vorbești, să susții o conversație la nivel mediu. Și bineînțeles să înțelegi orice, limbajul. Da. Bine, limbajul tehnic, la noi la OneSum, de exemplu, materialul este în limba engleză, noi mentorăm în română. Însă materialul este în limba engleză pentru că vrem tocmai termenii tehnici să-i preiei de la noi în limba engleză. Alte limbi, ziceai, orice altă limbă pe lângă limba engleză este un mare plus, un mare avantaj.
Există o cerere specifică astăzi, un trend? Uite, mă gândesc la germană, spre exemplu. Sunt foarte multe proiecte pe germană care sunt prezente în piața din ea și ar fi un foarte mare avantaj. Și aveți franceza. Colaborări și în afara Iașului? Vă vin cursanți doar la sediul din Iași sau mergeți și voi și trăinuiți? Foarte bună întrebarea asta, pentru că pandemia ne-a, la început, așa cumva, n-aș spune că ne-a speriat, ne-a provocat, adică ne-a oprit, cred că un pic asta s-a întâmplat, ne-a oprit pentru că nu știam, nu experimentasem așa ceva niciodată și nu știam ce este, nu știam cât va dura și nu știam ce presupune de la noi, da? Și cum va trebui noi să ne adaptăm în așa fel încât să facem ceea ce făceam. Și noi aveam două centre înainte, Iașu și Bucureștiu, și la One Sum te puteai înscrie dacă erai, mă rog, într-o distanță destul de confortabilă ca să poți să faci naveta, pentru că presupun cursurile sunt de 4-5 luni, cele de bază, cele avansate de 2 luni și presupuneau să faci naveta de 2 ori pe săptămână. Aveam de la Galați persoane care veneau așa, navete, de la Bârla, de la Vaslui, de la Piatra Neamț, dar tot le era greu. Însă, odată cu pandemia, ne-am mutat în online și am continuat mentoratul în stilul în care făceam noi. Am mai redus de la 18-20 grupele la 12-14 cursanți pe grupă, ca să menținem, să menținem calitatea cursului. Și am experimentat deodată o mărire a pieței, de fapt și de drept, cursanți din Irlanda, români plecați în Irlanda, în Islanda, în Germania, în Italia, din toate zonele din România, adică nu știu dacă pot să zic ceva. Despre exemplu, avem un cursant din Constanța care e angajat acum, după cursul nostru, la o firmă din Canada. Nu mai există limite și ca orice lucru care vine să te provoace, dacă stai să te uiți bine și nu te sperii, da? Nu trăiești în frică, ai să vezi că nu vine doar cu minus. Tot timpul există plus în ceva ce te provoacă. Trebuie doar să te uiți atent, să găsești unghiul potrivit și să scoți în evidență zona aceea de plus. Da? Și noi asta am făcut în pandemie și ne-a adus, a fost spectaculos, o creștere foarte frumoasă și oameni deosebiți au venit către noi. Am înțeles că își doresc să vină în România, dar doresc să vină în România și când vin să intre în procese de recrutare, nu își doresc să aștepte și că înțeleg că IT-ul e un domeniu de viitor, s-au uitat foarte bine în piață, au văzut în ce domenii sunt locuri de muncă. Și atunci au stabilit că e nevoie să-și pună aceste abilități. Fac mai multe cursuri la OneSum, unii fac chiar odată în paralel. Uite, spre exemplu, este o persoană acum în OneSum care își dorește să-și pună abilități pentru project management în IT. Lucrează la Uniunea Europeană, la Direcția de Agricultură. Are abilități de project management, dar are nevoie de partea tehnică ca să facă project management în IT. Sau, spre exemplu, profile la care noi nu ne gândeam la început, da? Că vom ajunge prin reconversia profesională, vin acum foarte interesante și foarte ușor de convertit către IT, cu abilități transferabile foarte repede. Oameni din banking, spre exemplu, pentru că tot ziceam de digital filozofia la început, nu. Acum s-a văzut foarte clar că noi putem să facem plăți fără să mai mergem la bancă și atunci foarte mult băncile au automatizat, au prins curaj și au automatizat din ce în ce mai mult și atunci destul de multe persoane din partea bancară au rămas fără job și atunci au trebuit să vadă ce pot face altceva și au înțeles că ei sunt foarte relevanți în IT pentru că, spre exemplu, acest domain knowledge, aceste cunoștințe pe care noi le găsim într-o persoană după 10 ani de banking, sunt foarte valoroase într-un proiect, într-o aplicație software, să zicem, care face modulul de contabilitate sau, nu știu, să zicem, dacă ești în insurance și faci aplicații. E foarte, foarte valoros ce știi tu și poate că asta oamenii când iau în calcul reconversia profesională nu se gândesc
că există multe, multe abilități pe care noi le transferăm în IT. Și IT-ul are nevoie de comunicare bună, de lucru cu clienți, de abilități de lucru în echipă. Deci nu e de la zero oameni buni. E cu sprijinul adecvat, e ușor, reușiți mai ușor. Care sunt câteva valori după care tu, Iuliana, te ghidezi zi de zi? Foarte bună întrebare. Toate întrebările tale sunt foarte bune. Se vede experiența intervievatorului. Și discutam chiar la început că pe valori n-aș negocia niciodată, restul absolut orice negociem. Îmi place foarte mult să fiu adevărată cu mine, să fac ceea ce cred. Îmi place foarte mult să lucrez în echipă. Întotdeauna și în toate proiectele pe care le-am pus eu pe picioare, niciodată a fost despre mine, ci despre echipă. Sunt foarte conștientă că noi e mult mai important decât eu și că mai multe creiere la un loc, eventual din domenii diferite, vor ajunge la soluția inovatoare pe care tot timpul o căutăm în Nuanța. Noi în Nuanța ne dorim să fim altfel. Tot timpul provocăm lucrurile actuale și încercăm să le facem mai bine mâine. Da, și asta ne ajută. Deci e despre echipă la mine mult. Și despre responsabilitate și asumare. Cred că toate valorile alea, uite, acum pe care ți le-am zis că le-aș vrea în copiii mei, m-am oglindit. Le valorez, le valorizez, le consider importante și la mine. Care e primul lucru pe care îl faci dimineața când te trezești? Mă rog. Care sunt motivele tale de rugăciune? Sunt motive de mulțumire și pentru că m-a învățat un preot foarte frumos să mă rog. Mă rog la Dumnezeu, îi mulțumesc în primul rând pentru tot ce îmi permite să fac, pentru tot ce mi-a dat în viață și mă rog pentru rânduială. E foarte importantă, cred, în viața noastră rânduială divină. Tu ești într-o perioadă a vieții în care ai trecut prin multe experiențe. Ți-ai asumat și ai clădit tot felul de roluri pe care le ai până în prezent. Dacă ar fi să stăm la o masă cu mai multe femei, domnișoare, tinere, până în 30 de ani, care ar fi câteva sfaturi pe care le-ai da femeilor? Uite, le-aș spune că viața este mai dificilă pentru oamenii care renunță la învățare. Că e vital să înțelegem că învățăm continuu, că în momentul în care ne oprim din învățat, de fapt murim, și că învățarea aduce așa de multe bucurie și opțiuni. Le-aș spune că provocările vin ca să te întărească și omul care depășește provocările e omul care își stăpânește viața. E omul care e în controlul vieții lui. Ăla-i de neoprit. Ai o carte pe care ne recomanzi să o citim, indiferent de domeniu? Uite, dacă tu ziceam că e de neoprit, mă gândesc la, așa mi-a venit acum, azi mai multe cărți care le-aș recomanda, dar mi-a venit John Maxwell cu Uneori reușești, uneori înveți. Pentru cei care poate... Iată, cred că e uneori câștigi, uneori înveți. Ok, sigur, oricum, John Maxwell, da. Sigur găsim cărțile sale. Uneori câștigi, uneori înveți. Ce înseamnă pentru tine câștigul și cum percepi eșecul? Eșecul e întotdeauna feedback, e întotdeauna învățare. Câștigul este realizarea obiectivului propus, obiectivului setat de la început. Dacă ar fi să petreci 24 de ore doar tu cu tine însăți, fără să te deranjeze nimeni și fără să fii implicată în proiecte profesionale, ce ai alege să faci? Aș alege să cânt la pian, pentru că m-am apucat în pandemie să învăț să cânt la pian. Mi-am dorit toată viața și acum am găsit timp și mi-am pus pe numărul 1 pe listă, la mine foarte important în listuță să pun acolo priorități. Și cred că cele 24 de ore asta aș face, este spectaculos, îmi place la nebunie. Când o să ne inviți la primul tău recital? Vai de mine! Eu sunt modestă, nu știu, trebuie să-mi întreb profesoara, trebuie să întreb pe Dana,
când reușesc, când pot să dau un recital. Da, dar cred că aș fi foarte... da, probabil, nu știu. Nu știu cum aș fi. Cred că aș fi speriată, mai ales dacă ar fi acolo cunoscător. Și eu știu foarte mulți dintre prietenii mei care cântă foarte frumos la pian, foarte frumos. Și sper să ajung și eu, măcar așa, cât un pic la cât de bun sunt ei. Cum definești a trăi o viață sănătoasă, o viață echilibrată? O viață în care tu te iubești pe tine și ești în acord cu tine și cu universul și cu legile sale. E o viață calmă, o viață în pace, o viață în care e dragoste, în care tu poți să dăruiești dragoste, că dacă n-ai înăuntru, n-ai cum să dai și la restul. Și asta e o viață bună, aș zice eu. Văd că foarte frumos ne încurajezi să îmbinăm partea aceasta de profesionalism tehnic, zona aceasta de digital, cu creativitatea, cu atingerea zonei noastre emoționale, creative, artistice, și tu o practici din ce în ce mai mult, mai ales că ai acel bucket list în care ți-ai propus să faci tot felul de lucruri. Dacă ar fi să definești anul 2020 versus 2021, ce lucruri ai vrea să le mai faci în continuare și care ai dori să le schimbi? Uite, eu n-aș dori să schimb nimic, probabil că asta o să te surprindă, pentru că pentru mine a fost un an de învățare foarte, foarte bun și consider că 2020 și 2021 e un an propice învățării. În momentul în care, mă rog, eu nu cred că lucrurile vor fi... nici n-aștept să se întoarcă la fel cum erau în 2019, ca să ne înțelegem, pentru că n-are cum, e o așteptare nerealistă, lumea nu s-a oprit pe loc. Da? Multe din lucrurile pe care le-am descoperit în 2020 și le descoperim în continuare în 2021, le facem altfel, de asta am zis, le-am descoperit că putem să le facem altfel, le vom menține. Da? Și atunci întoarcerea la zero nu există pentru mine. N-aș schimba nimic pentru că e învățare multă și n-aș schimba nimic pentru că am văzut niște acte de curaj în jurul meu fantastice, niște profile deosebite de oameni din domenii care au fost la pământ, au venit în OneSum și ne-au dat niște lecții de viață pe care le voi ține minte mult timp de acum încolo. Mulțumesc foarte mult, Iuliana, pentru tot ce ne-ai împărtășit. În spatele imaginii antreprenorului care pregătește viitorii IT-iști, iată că am descoperit o adevărată bogăție, o adevărată enciclopedie de emoții, de creativitate, și îți mulțumesc foarte mult că și eu îți mulțumesc. În acest moment. Da, îți mulțumesc pentru un interviu altfel. Mă pregătisem de foarte multă zonă tehnică și de IT și a fost foarte mult despre om și despre emoție și e o încântare. Noi nu putem niciodată separa profesionistul de om. Nu există așa ceva. Și ca să avem un profesionist bun, trebuie să avem un om bun, un om echilibrat, un om autentic și apoi un om care învață va deveni în timp un profesionist bun. Îți mulțumesc încă o dată pentru această nouă șansă de învățare, mai ales că ne-ai demonstrat că viața e în continuă schimbare și dacă suntem deschiși învățării, întotdeauna va fi în avantajul nostru. Mulțumesc încă o dată că răspunzi invitației, iar dumneavoastră vă mulțumesc că ați urmărit un nou interviu realizat aici în studioul AGEO. Vă invit să dați subscribe paginii Amalia Georgescu și să vă dați în fiecare zi voie să învățați și să descoperiți ceea ce se întâmplă în jurul vostru.